Câțiva protestatari au huiduit astăzi pe membrii Guvernului României chiar înaintea ședinței solemne de la Alba Iulia dedicate centenarului. Aceștia s-au aflat la distanță de oficiali, flancați de jandarmi, dar cu ajutorul unei portavoce, au scandat înainte de intrarea miniștrilor în Sala Unirii. Demisia! 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 Protestatarii au continuat să strige și după depunerea unei coroane de flori de către premier la statuia lui Mihai Viteazu. Niciunul dintre membrii guvernului nu a reacționat la scandări, miniștrii preferând să se facă că nu îi aud pe protestatari. Ședința solemnă de guvern de la Alba Iulia a avut loc începând cu ora 11.